Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la această conferință de presă, pe care îmi doresc să o încep prin a felicita administrația locală din Turda pentru evenimentul care s-a întâmplat ieri la Turda, în sensul că ieri au fost deschis în municipiul vecin un birou pentru pașapoarte de către instituția prefectului județului Cluj. V-am chemat însă astăzi aici, nu doar pentru aceste felicitări, ci pentru a prezenta cetățenilor municipiului Câmpia Turzii o realitate tristă, realitate care se datorează domnului prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș, o realitate de care domnia sa este direct responsabil. Și o să vă rog să-mi permiteți, chiar dacă este puțin atipic, să vă prezint două filmulețe scurte, în ambele regăsindu-se declarațiile prefectului Ioan Aurel Cherecheș. Prima dintre ele este dată în data de 25 martie 2018, este acum aproape un an de zile, cu ocazia inaugurării sediului Poliției Municipiului Câmpia Turzii și v-aș ruga să urmăriți cu foarte mare atenție. Ideea de bază a fost apropierea de cetățean. Am promis și mă voi ține de cuvânt că vom aduce aici la Câmpia Turzii, dar după cum am spus de la început, nu cu caracter permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, vom aduce atât secundul permise cât și serviciul pașapoarte. Declarație dată acum un an de zile. Am promis și mă voi ține de cuvânt, voi aduce atât serviciul de permis, cât și serviciul de pașapoarte. Cea de-a doua declarație este dată în cursul zilei de ieri, deci la un an de zile după, de către domnul prefect cu ocazia deschiderii serviciului de pașapoarte, biroul de pașapoarte de la Turda. Este un areal care de care l-a de servit biroul de aici. În ultimul timp, la Câmpia Turzii, a fost cam aceeași poveste cu pașapoarte. Ce se mai știe? Fiind cetățenii din Turzii, la Turda. Din păcate și cu părere de rău, trebuie să zic că acel proiect nu a continuat, ci s-a încheiat destul de brusc și a început după aceea domnul primar de aici să-și arate disponibilitate și chiar dorința de a avea aici un asemenea serviciu și am reluat procedurile și de asta avem aici. Iată cum la un an de zile diferență, domnul prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș schimbă părerea. Motivat de faptul că nu vom deschide la Câmpia Turzii, pentru că la Câmpia Turzii proiectul s-a terminat destul de brusc. Acum eu mă întreb ce înseamnă asta, pentru că eu n-am prea înțeles. Și o să vă citesc acum dintr-un interviu dat de către domnul prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș, unui jurnalist local. Și zice în felul următor. Problema... Da, bună întrebare. Chiar și astăzi am avut o ședință cu Bucureștiul și pe linia asta, pentru că mi-a venit solicitarea de la minister să analizăm în sensul să nu deschidem alte posturi. Pentru că, într-adevăr, din analiza pe timp care se face, scade foarte mult eficiența. Și dacă aveți timp, vă invit la mine în birou să discutăm cu cifrele pe față ca să vedeți despre ce este vorba. Asta nu înseamnă că am abandonat ideea, doar că în momentul de față, cu numărul de oameni pe care am disponibil, nu pot să fac chestiunea asta și să țin cont de recomandarea Bucureștiului. E mai complexă situația, nu e vorba de rea voință sau că am uitat ce am zis. Astea sunt afirmațiile domnului prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș. Acum eu stau și mă întreb ce a putut interveni de azi vară când domnul prefect a dat acea declarație jurnalistului local, când invoc o adresă de la minister prin care îi se solicită să nu deschidă birou de permise, matriculări și pașapoarte la Câmpia Turzii și acum, după puțin timp, să-l deschidă la Turda.
Întotdeauna am declarat că principalul focus al administrației publice locale ar trebui să fie interesul cetățeanului. Din păcate, pentru prefectul PSD Ioan Aurel Cherecheș, în acest moment, în prag de campanie electorală, nu primează altceva decât interesul politic. Deci dacă azi vară primea o adresă de la minister prin care îi se spunea să nu deschidă la Câmpia Turzii astfel de servicii, acum, în prag de campanie electorală, vine și le deschide la Turda, unde avem o administrație PSD. Repet, și de asta mi-am și început alocuțiunea cu felicitări adresate administrației locale din Turda, și chiar îi felicit pentru că, chiar și urmărindu-și un interes politic, au rezolvat această problemă pentru cetățenii lor. Dar mă întreb cum poate judeca prefectul PSD Ioan Aurel Cherecheș cu dublă măsură. Adică unde avem o administrație liberală nu se poate și unde avem o administrație PSD-istă se poate. A afirmat domnul prefect că acel proiect s-a terminat brusc. Pe domnule prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș, până ca acest proiect să se termine brusc, cum spuneți dumneavoastră, v-am adresat trei notificări. Trei adrese prin care v-am cerut să continuăm acest proiect. V-am sunat la telefoane, domnule prefect PSD, nu o dată, și mi-ați răspuns o singură dată și mi-ați spus că o să mă resunați pentru că sunteți foarte ocupat. Nu m-ați mai resunat niciodată. Nu mi-ați răspuns la telefoane. Am văzut că nu putem discuta așa. V-am trimis în scris și v-am cerut. V-am trimis o adresă în data de 29 mai 2015. V-am trimis o adresă în data de 25 iunie 2018, mă scuzați. Da? Dar zic și prima, nu 2015, 2018. 29 mai 2018, cea de-a doua, 25 iunie 2018, cea de-a treia, 23 august 2018. La niciuna nu am primit răspuns, domnule prefect PSD al Ion Aurel Cherecheș. Mai mult de atât, pentru că ați invocat diverse măsuri de logistică, am făcut o adresă către IPJ prin care am solicitat să ni se spună dacă sunt pregătite cele două birouri pentru permise matriculări, respectiv pașapoarte, așa cum am stipulat de comun acord în protocolul încheiat între noi. Și mi se răspunde că spațiile puse la dispoziție au fost dotate corespunzător cu mobilier necesar desfășurării activităților, mobilier pus la dispoziție de către primăria municipiului Câmpia Turzii, fiind complet amenajate. Cele două spații puse la dispoziție se află în imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, strada George Coșbuc, numărul 24, unde funcționează în prezent poliția municipiului Câmpia Turzii, la parterul clădirii, identificate prin camera numărul 2 pentru punctul de lucru a serviciului public comunitar, regim, permise de conducere și matricularea vehiculor, și camera numărul 13 pentru punctul de lucru a serviciului public comunitar pentru eliberarea pașapoartelor sigure. Ce trebuia să mai facem, domnule prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș, pentru a vă ține de cuvânt, cum ziceați atât de frumos aici? Am promis și mă voi ține de cuvânt. Voi aduce atât serviciul permise, cât și serviciul pașapoarte. Ce trebuia să mai facem? Oare trebuia ca primarul Dorin Lojigan să se scrie în PSD? Trebuia să-mi spuneți așa. Nu cred că o făceam. Dar ce trebuia să mai fac pentru ca dumneavoastră să vă țineți de cuvânt față de cetățenii municipiului Câmpia Turzii și nu numai, față de cei 100.000 de oameni din arealul municipiului Câmpia Turzii, așa cum ați afirmat în 25 martie. Oare ce trebuia să mai fac eu, primarul municipiului Câmpia Turzii? Pentru că aceste promisiuni ale dumneavoastră să vi le țineți. Și mă întreb când ați mințit. Atunci sau ieri? Ce să le spun, domnule prefect Ioan, PSD Ioan Aurel Cherecheș, cetățenilor din municipiul Câmpia Turzii,
cât anume valorează promisiunile dumneavoastră date inclusiv pe postul național de televiziune, în care ați afirmat că sunteți de cuvânt și o să vă țineți de promisiune. Și o să vă rog să urmăriți înregistrările și de la postul național de televiziune. Cred că cetățenii municipiului Câmpia Turzii merită un răspuns la aceste întrebări. Și vă provoc, domnule prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș, așa cum am cerut prin adresa din luna iunie 2018, că dacă există o circulară de la Ministerul de Interne prin care a fost îndemnat, cu ghilimele de rigoare, să nu faceți, să nu deschideți alte birouri, să o prezentați public, iar dacă nu, să o dezmințiți. Și vă mai lansez o provocare, domnule prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș. V-am citit mai devreme din adresa IPJ-ului, din care rezultă că cele două spații sunt acolo. Eu sunt dispus să las la o parte orice orgolii, orice mândrie în interesul cetățenilor din Câmpia Turzii, să veniți să discutăm sau să mă invitați la dumneavoastră, promit că vin, să deschidem în cele două birouri care există mobilate și echipate de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii, să veniți și să deschideți biroul de serviciu, de pașapoarte, permise matriculări și la Câmpia Turzii, așa cum v-ați angajat. Luați-o ca o provocare, dacă doriți, politică, că văd că astfel nu reacționați decât politic, la îndemnurile șefilor dumneavoastră de la București. Și haideți să-i mulțumim pe cetățenii cărora le-ați promis că vă țineți de cuvânt. Vă mulțumesc. Domnul, dacă aveți întrebări... Domnule primar, vă întreb... În protocolul pe care l-ați semnat în octombrie 2017, da, care a stat la baza înființării acestor servicii, puncte de lucru și așa mai departe, se avea în vedere vreo clauză privind vârful de sarcină pe care aceste servicii l-ar putea avea pe parcursul unui an, astfel încât în perioada de vârf de sarcină aceste servicii să-și înceteze activitatea la Câmpia Turzii și să continue doar la Cluj-Napoca? Nu. Nu. Eu vă citesc, dacă doriți, eu am protocolul și aici. Da? O secundă. Capitolul 2, la articolul 2. În cadrul cooperării, instituția Prefectului Județului Cluj va desfășura următoarele activități. Va acorda consultanței Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea efectelor demersurilor legale pentru promovarea unei hotărâri de Consiliu Local, având obiect constituirea unei de administrare în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj asupra imobilului de poliție. Da? Și 2, articolul 2.2, cel mai important, care ne privește pe noi, va asigura organizarea și funcționarea unor puncte de lucru ale Serviciului Public Comunitar, regim, permise, concesii și marcarea vehiculor, și ale Serviciului Public Comunitar pentru Reglarea Ședința Pașapoartelor Simple, care să deservească locuitorii municipiului Câmpia Turzii și ai comunelor limitrofe. Semnat prefect doctor inginer Aurel Cherecheș. Aici nu pot să zic prefectul PSD, că n-a semnat în calitate de prefect PSD. Și acum vine domnul prefect PSD Ioan Aurel Cherecheș și zice ieri la Turda: toată această zonă va fi deservită de acest birou din Turda. Da? Adică, cu noi ce se întâmplă? Cu Câmpia Turzii, doar pentru că este administrație liberală, nu mai poate să deservească comunele limitrofe sau chiar municipiul Turda? Cred că v-am răspuns la întrebare. Bun. A fost vreun moment pe durata discuțiilor premergătoare semnării protocolului sau ulterior, în care dumneavoastră, în calitate de primar, ați solicitat caracter permanent pentru acele
multe de lucru, cu alte cuvinte să se lucreze 5 zile pe săptămână în fiecare săptămână? Nici un moment nu s-a discutat despre program. Că 5 zile, că 7 zile, că o zi, niciun moment nu s-a discutat și dacă ați fost atent în declarația domnului prefect PSD Cherecheș, vine și arată că, după cum am spus de la început, nu cu caracter permanent 24 de ore din 24, 7 zile din 7. N-a cerut nimeni așa ceva și nu s-a discutat de program. Suntem destul de înțelegători să pricepem care sunt posibilitățile lor. Da? Dacă puteau, dar la tur, dar nu s-a deschis 7 zile din 7 și nici 24 cu 24, da? Atât trebuiau să vină la noi în birourile pe care le-am pus la dispoziție și care le-am dotat, cum zice IPJ-ul. De noi. Într-adevăr, la Turda a fost o mențiune în afara înregistrărilor, în care s-a spus că... Au fost mai multe în afara înregistrării. Nu, de asta zic, în care s-a spus că același lucru care s-a întâmplat la Turda putea să se întâmple la Câmpia Tuzii, dacă nu se solicita să fie servicii, nu știu, 5 zile pe săptămână sau ceva de genul ăsta se vehicula practic ideea. Practic s-a invocat că dumneavoastră ați solicitat și că după aceea ați dat în judecată prefectura și de acolo ar fi... Domnul Florea, păi eu sunt avocat în meserie. Verba volant, scripta manet, da? Adică hârtia vorbește. Eu aici o să vă pun la dispoziție după conferința de presă adresele, nu, nici n-aș putea zice notificări, pe care le-am făcut prefectului. Și în care i-am zis, vă rog să ne întâlnim, vă rog să stabilim, vă rog, niciun moment nu se vorbește de program, niciun moment. Nu vorbesc doar de partea scrisă, de partea cealaltă vorbită. N-am ce vorbi, pentru că domnul prefect PSD nu mi-a răspuns la telefoane. Da? O singură dată mi-a răspuns la telefon și atunci mi-a zis că este foarte ocupat și o să mă resune. N-a făcut-o niciodată. Da? În rest, m-am întâlnit cu domnul prefect PSD la diverse evenimente din astea mondene, prin Cluj, nu știu, o dată sau de două ori. Atât. Dar niciodată nu am discutat despre permanență, despre program, despre... Niciodată. Niciodată. Și îl provoc, mai lansez a treia provocare domnului prefect PSD Cherecheș, să prezinte o singură hârtie de la care este semnată de primarul municipiului Câmpia Tuzii sau de oricine din administrația locală de la Câmpia, prin care îi se cere să facă 24 cu 24 la Câmpia Tuzii. Și dacă prezintă o înregistrare audio? Să prezinte o înregistrare audio. Eu pot prezenta o înregistrare audio cu domnul prefect dacă vrea. Pentru că dumneavoastră, domnule Bucur, n-ați dat chiar tot atunci. Corect? Corect. Eu pot prezenta o astfel de înregistrare. Domnul prefect nu știu dacă o poate prezenta. Dacă o poate prezenta, să o prezinte. În care eu am zis să deschidă 24 cu 24. Nu zice nimeni de 24 cu 24. N-am vorbit de 24 cu 24. 24 de ore din 24 înseamnă non-stop. Vorbim de un program de 8 ore. Program de 8 ore, permanent, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți. Eu vorbesc instituțional. Sunt primarul municipiului Câmpia Tuzii și discut instituțional. Nu povești, nu bârfe, vorbesc pe hârtii. Și o să vă prezint după conferința de presă aceste hârtii în care veți vedea dacă se face cea mai mică referire despre program de permanență. Niciun moment. Normal că văzând că într-un jumătate, mai bine de jumătate de an, domnul prefect nu a făcut niciun fel de demers, nimic, normal că l-am dat în judecată, pentru că cetățenii municipiului Câmpia Tuzii sunt cei care mă întreabă, deci l-am dat în judecată în 23 octombrie, da? Față de 25 martie. Păi lumea mă întreabă, domnule primar, vă aduceți aminte ce scandaluri a fost atunci? Câte discuții, cum s-a mobilizat lumea, cum au semnat acea petiție online împotriva celor care erau împotriva acestui proiect, da? Acum, lumea mă întreabă, domnule primar, când vin pașapoartele, când vin permisele, când vin... Și dumnealui vine și îmi răspunde domnul prefect că să așteptăm codul administrativ, că poate se votează, cum zice aici, că poate să trece codul administrativ și să vor duce la Consiliul Județean și atunci vă rezolvați problema. Cam așa ceva sună.
Totodată apreciem că în prezent trebuie avut în vedere și modificările cadrului legislativ care se prefigurează, raportat la modificările aduse prin alterarea codului administrativ la un termen relativ apropiat, care duce modificare, aduce modificări privitor la activitatea ambelor instituții. Când v-a răspuns la chestia? Când v-a dat chestia asta? 22 septembrie 2018. Are vreo legătură cu cele, cu cele trei adrese pe care le-ați înaintat dumneavoastră? Ce? Este un răspuns la cele trei adrese? Este răspunsul la ultima adresă. Okay. La, nu, la, la notificarea a treia. Asta era notificarea. Da? Premergătoare procesului pe care l-am, l-am demarat. Da, vă rog. Mai îmi permiteți o întrebare pe protocol, dar nu pe chestiunea cu prefectul? Ha. În același protocol se avea în vedere faptul că IPJ Cluj sau Ministerul Afacerilor Interne sau Administrației și Internelor, că nimeni nu mai știe cum se cheamă aceste ministere, va demara procedurile de adoptare a unei hotărâri de guvern prin care fosta clădire a poliției de pe strada Andrei Mureșanu să revină în administrarea municipiului Câmpia Turzii. Ce se știe cu acea clădire? Deci, acolo am avut discuții, acum cred că știți că de la semnarea protocolului și până în prezent au fost trei inspectori șefi acolo. Da. Cu fiecare dintre ei am luat legătura, dar cum stăteau un pic, unul a venit altul și așa. Nu știu, ultima discuție am avut-o cu domnul comisar șef rus, actualul inspector șef, care mi-a comunicat că a făcut demersuri la direcția logistică de la Ministerul de Interne pentru a rezolva această problemă. Că n-am primit niciun. Un alt răspuns nu am să vă dau. Deci, practic, nu asta este problema mare, domnule Bucur, pentru municipiul Câmpia Turzii, că, Doamne, mulți am avem spații destul. Problema mare este faptul că cetățenii din Câmpia Turzii au fost privați de un drept pe care l-au dobândit prin reprezentanții lor, prin semnarea acestui protocol. Și asta este important, că asta, și asta a fost cel mai important lucru pentru mine să rezolv, să aducem aici permisele de matriculare și pașapoarte. Domnule primar, spuneți că aveți clădiri destule, însă în bugetul adoptat acum două zile, dacă țin bine minte, la cheltuiel se arată cheltuiel cu chirii pe care plătește primăria municipiului Câmpia Turzii. Da, da, da. Și avem o astfel de cheltuială. Atragerea în administrarea municipiului Câmpia Turzii a acelei clădiri, probabil că ar degreva municipiul de anumite chirii. Sincer, dacă vă referiți la clădirea unde se află acea grădiniță, nu cred că ar degreva, pentru că o astfel de clădire nu știu dacă ar fi funcțională pentru o grădiniță. Dar vă aduc de asemenea la cunoștință că avem și am intrat deja în faza de precontractare cu un proiect pentru o grădiniță de 1.300.000 de euro pentru o clădire nouă cu o grădiniță ultramodernă care se va face în Câmpia Turzii. Am intrat în precontractare cu acel proiect. Okay. Da, ar putea degreva, dar, dar să o amenajez pentru așa ceva, eu aveam alte gânduri cu clădirea aia. Dar repet, nu asta este problema noastră în momentul ăsta, cea mai importantă. Problema cea mai importantă este faptul că cetățenii din Câmpia Turzii au fost mințiți de un om care a promis, am promis și mă voi ține de cuvânt, vom aduce atât serviciul permise cât și serviciul pașapoarte și acel om este prefectul PSD Ioan Aurel Chiereveș. Da, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participare.